cafeaua de dimineață te ajută să scapi de greață și-ți crește moralul. Bună dimineața, oameni buni! Cafeaua de dimineață, știri din Neamț, mesagerul de Neamț, în direct. O emisiune pe care simțeam nevoia să o fac de mult timp, pentru că am impresia că trăim într-o epocă în care promovăm tâmpenia. Dar tâmpenia în toate domeniile de activitate. Și vreau să vă arăt câteva lucruri, să le discut, să le discutăm dacă doriți. Pentru că am impresia, încă o dată repet, că ne-am tâmpit cu toții. Și haideți să începem. Dacă ați reușit zilele trecute să vedeți ce se mai întâmplă la nivelul politicii românești, unii o să spună, a ieșit domnul Iohannis și ne-a spus că Putin este vinovat de criza noastră. Alții o să spună, a ieșit, nu domnul, nu. Evenimentul politic cel mai mare din România s-a întâmplat ieri, alaltăieri. Un domn care oficial nu are voie să facă politică în momentul ăsta, pe numele său Liviu Dragnea, a fost decorat, a primit o decorație din partea PNCCD. Din partea Partidului Național Strănesc, creștin, democrat, partid istoric, partid opus total comunismului, al cărui reprezentant, așa când spui PNCCD, te gândești la Iuliu Maniu și dacă spui după 89, spui Corneliu Coposu. Actualul șef al PNCCD, un avocat, mă rog, cât o fi el de avocat, Pavelescu, ajuns în, prin combinații cu tovarășul Dragnea, în trecut, combinații politice, pe niște funcții, l-a decorat pe Liviu Dragnea, i-a dat o medalie care are gravată pe ea chipul lui Iuliu Maniu. Și pe verso sunt cele patru principii după care se ghida Iuliu Maniu și partidul. Adică democrație desăvârșită, morală creștină, patriotism luminat și dreptate socială. Toate întruchipate acum în imaginea lui domnul Liviu Dragnea. Nu știu dacă am trimis o fotografie. Ia uitați ce frumoși sunt cei doi democrați creștini, moraliști creștini, patrioți luminați și care împrăștie dreptatea socială în România. Hai să le luăm pe rând. Domnul Dragnea, democratul desăvârșit. Păi e adevărat. După ce au preluat puterea pe PSD-ul și domnul Dragnea l-a pus pe, cred că domnul Grindeanu, dacă nu mă, n-aș vrea să greșesc, că domnul Grindeanu acum e cu PNL-ul, na, domnul Dragnea e cu PNCCD-ul, deci n-aș vrea să greșesc. Ei bine, după ce l-a pus pe domnul Grindeanu pe acolo, pe la, pe fotoliu de prim-ministru, a promovat democrația absolută, adică să amnistiem și să grațiem aproape toată lumea, în special pe politicieni. Păi ce model mai mare de democrație poate exista decât ăsta? A, că el avea niște dosare în spate, păi cu atât mai mult oferă exemplu personal de sacrificiu politic. Primul
care se sacrifică este el. A, că și beneficiază de acest, ar fi beneficiat de acest serviciu, este cu totul și cu totul altă problemă. Morala creștină, deci democrație desăvârșită, morală creștină. Păi, domnul Dragnea este creștinul social-democrat adevărat. Uitați-vă în Partidul Social-Democrat, de la Neamț până la București. Marea majoritate a liderilor, politici cu dosare în spate, au divorțat la timp. Politic au divorțat. În felul ăsta și-au protejat creștinește averea. Deci este un... este morală creștină aici? Păi normal că este. Că el are grijă de familia lui, celula de bază a societății, divorțând ca să-i asigure un viitor. Deci, mai multă morală decât atât, nici că se poate. Ah, înainte de a ajunge la pușcărie, domnul Dragnea, tot în spiritul moralei creștine și al sănătății sale fizice, a ajuns să se iubească cu o jună tânără, mai tânără ca el, cu mulți ani, care, pe timpul cât el era la pușcărie, s-a sacrificat, l-a așteptat. El, când a venit de acolo, a zis, dom'le, m-ai așteptat, dar vezi tu că eu nu sunt sigur că m-ai așteptat în totalitate. Înțelegeți dumneavoastră, da? Și așa că s-a despărțit din ea pentru că și-a mai făcut un partid politic. Deci, morală creștină până la vârful partidului. Patriot luminat. Dar patriotismul la el e pe toate drumurile. Depindea de unde primea telefon. Și după aceea era patriot, ieșea la televizor și noi și dăi și luptăm cu marile corporații, luptăm cu toată lumea. Cu Bruxelles, cu America, cu Rusia, chiar și cu Taiwanul luptam dacă era cazul. Important era să le fie lor bine și telefonul să fie explicit, să nu greșești, să nu încurci țările, să nu... Deci, totul trebuia să fie patriot, altfel nicio treabă. A, și dreptate socială. Repet ce scrie pe versul medaliei primite de la PNCCD. Democrație desăvârșită, morală creștină, patriotism luminat și dreptate socială. Păi mai multă dreptate socială decât a făcut Dragnea. Cum ar putea să facă cineva? Păi el s-a gândit așa. Toată lumea trebuie să aibă un loc de muncă. Da, dar locul ăla de muncă trebuie să fie de la partid. Și dacă locul de muncă e de la partid, atunci trebuie să presteze pentru partid. Și a aplicat lucrul ăsta. Bine, să nu credeți că nu se aplică și la noi. Se aplică și la noi. Stați cu minți că învățăturile lui Dragnea s-au transmis așa cum învățăturile lui Matei Basaram, nu parcă așa, către fiul său Teodosie, da? Așa și învățăturile lui Dragnea către fiii săi din județe. Sau emulii săi din județe. Sau colaboratorii săi din județe. Sau prietenii săi din județe cu care făceau 50-50. Depinde cum era cu 50-50 ăsta. Deci, el a aplicat asta la el în Teleorman. A luat niște femei și le-a zis, bă, n-aveți loc de muncă bun. Nu, ei, lasă. Până la telefon, a sunat la DGASPC-ul de acolo. La noi nu se sună la DGASPC, la noi este DGASPC-ul, se duce și ia lumina direct, adică. Și a sunat, băi, astea două să le angajați. Da, șeful, să trăiți. Cine era la DGASPC? Cred că doamna Dragnea, de care a divorțat moralistul creștin. Și le-a angajat pe alea două acolo, de le-a zis la alea, băi, să nu deranjați acolo. Nu deranjați foarte mult, așa că mergeți voi și munciți la partid. Acolo mergeți, dar și vă luați banii. Păi mai multă dreptate socială decât așa, ce-am putea avea? Vă dați seama că acum Iuliu Maniu, de acolo de unde este el, după ce a fost omorât de comuniști în închisoare, nu poate decât să uite și să zică, domne, ce urmaș am, Liviu Dragnea, zice adevăratul penetrecedist. Nu?
Bun. Haideți să mergem, să depășim acest moment istoric. Dacă n-ar fi isteric, ar fi istoric. Și să mergem spre un alt domeniu care, cum să vă spun eu, ne umple de mândrie patriotică. De prin 90 încoace avem ceea ce se numește guverne. Guvernele astea de dreapta, de stânga, acum nu mai știi dacă e de dreapta, de stânga, acum e guvernul bielă-manivelă. Adică, bun, stânga, dreapta, sau e ca în filmele alea cu, ca în bancurile alea cu linia partidului, știi? Care e cea mai scurtă linie între două puncte? Linia dreaptă. Și care e linia partidului? Păi, linia partidului este așa. Așa e și aici. Acum noi avem guvernul bielă-manivelă. Nu știm cine e mecanicul, dar nu ne băgăm la chestia, sau care sunt mecanici, dar nu ne băgăm la chestia asta. Deci, aveam avut niște guverne care au zis ele așa, băi, trebuie să trăiască lumea bine în România. Păi cum să trăiești bine? Păi dacă suntem o democrație, în democrație poporul își alege reprezentanți. Și e normal că dacă poporul își alege reprezentanți, are încredere în ei, simte la fel ca ei, haideți să-i facem pe reprezentanți să trăiască bine. Și atunci și poporul care îi alege pe reprezentanți va trăi bine, uitându-se la ei cât de bine trăiesc. Și de atunci guvernele noastre dă-i și luptă să facă să trăiască bine reprezentanții lui. Nu o să vorbesc aici de pensii speciale, de alte chestii. Nu. Eu o să spun de guvernele astea care, dom'le, au zis așa, cam câți oameni ar trebui noi să-i avem în domeniile alea în care să ne facă bine? Adică, în primării, consilii județene, agenții, ministere, agenția agențiilor, etc. Păi ce, băi, zice, cred că ne-ar ajunge vreo 300-400 de mii, 500 de mii acolo. Și atunci au angajat. Problema era, bă, le facem și salarii bune la ăștia, nu? Păi, normal că le facem salarii bune, dar nu o să îi punem acolo să stea pe bani puțin, pe salariu minim, pe economie. Măcar de 2-3 ori, 4-5, să aibă și ăștia un bănuț, să consume, ca să meargă bugetul. Ok. Și au angajat. Dar când să le dea banii, păi, dar nu sunt bani. Păi și ce să facem atunci? Ah, nicio problemă, suntem o țară solvabilă, suntem o țară care avem de toate. Și am început să ne împrumutăm și ne împrumutăm. Ah, dobânzi mari, nu contează. Stați puțin, că dar Ceaușescu mai plătit odată împrumuturile. Ce noi? Noi luăm acum și o să vină un Ceaușescu cândva și o să le plătească. Dar până atunci, zice, să trăiască bine poporul ăsta prin reprezentanță. Așa că ne împrumutăm, nu, angajăm, ne împrumutăm și plătim. Acum zice domnul Isărescu că să nu ne facem probleme, că România este asigurată cu toate chestiile astea, pentru că la noi în România avem ceea ce se cheamă încă rezerve importante de tei. Țineți minte că teiu ne-a salvat. Întotdeauna. Am avut și un cântec cu pupăza din tei. E drept cântat de moldoveni. Da? Moldovenii au cântat bine și la Eurovision, ați văzut. Ei cu unirea, noi cu voturile. Na. Și noi cu ce am putut. Noi am trimis un băiat efeminizat pe scenă acolo, care dansea așa, că ziceai că este o divă, cu vocea mai puțin, că nu mai contează vocea în ziua de astăzi. Cred că a fost singurul calificat în finală care n-avea voce. Dar nu mai contează. Dădea bine pe scenă. Și ne împrumutăm, ne împrumutăm la dobânzi mari. Iar domnul Isărescu spune, bă, beți un ceai, bă. Dar de tei, nu orice fel de ceai. Și după ce domnul ne sfătuiește să bem un ceai, vine un alt domn, care întâmplător e acolo la Banca Națională
De pe vremea când se bătea monedă în România, domnul Vasilescu, Adrian Vasilescu, mi-e și frică să întreb câți ani are acolo, și care spune, domnule, zice, beți ceai, că, zice, ne îndreptăm spre impozite mai mari. Nu sunt bani la buget. Păi de ce nu sunt bani? A, nu, zice, nu sunt bani la buget pentru că românul evazionist, românul fură, românul are cele mai mici impozite raportate la PIB din Uniunea Europeană. Așa că domnul Adrian Vasilescu, care, mă rog, probabil că are o leafă undeva acolo puțin peste salariul minim pe economie în calitate de consilier, spune că ne așteaptă impozite mai mari și că să nu ne facem probleme românului răbdător. Deci, cum spuneam, cred că ne-am tâmpit. Dar haideți să ne și înveselim un pic. După toată această șmechereală cu impozite, cu Dragnea alăturat de PNCCD, cu angajări la stat, în măsura în care noi împrumutăm ca să plătim niște șmecheri, și uitați-vă în neamț, nu în altă parte. Deci, ce nevoie au ăștia de 4-5 consilieri fiecare șef? Ce nevoie au de consilieri? Și aduc consilieri dintre ăia care sunt, domne, cu mare experiență de viață. Experiența de viață se dobândește și prin căsătorie, se dobândește și prin natura funcției. Dacă ai o pensie de undeva mare, e normal să fii consilier. Sau numărul de dosare penale, vezi la Consiliul Județean. Deci, să trecem și la lucruri mai vesele. Eu vă propun să discutăm un pic despre corectitudine politică, sex și chelie. Să începem cu chelia, așa, ca să nu zic. Vă spun eu, recent, un domn din Marea Britanie a dat în judecată compania pentru că s-a considerat agresat sexual, că îi spunea oia chel. Chelul. Că are chelie. Asta e semn că nu ne-am tâmpit numai noi. Și un judecător sau niște judecători din această țară prea frumoasă numită Marea Britanie au zis, da, domne, a fost agresat sexual pentru că unui bărbat, dacă îi spui chel, are exact același efect cu a-i spune unei femei care sunt mari. Și compania a fost condamnată, iar compania a recunoscut faptele, că așa e legea. Și iată că mai avem încă un caz de agresiune sexuală la care nu ne-am gândit până acum. Bănuiesc că toată lumea se uită la filme americane. Din când în când, mă mai uit și eu, dar deja m-am săturat că nu mai știu în filmele americane exact despre ce este vorba în propoziție. Te uiți și îi vezi pe doi că se sărută, pe două că se sărută și alte chestii de genul ăsta care deja sunt la mod, adică nici nu mai ne punem problema că ar fi ceva rău. Este bun pentru că așa spune corectitudinea politică. Și vreau să vă închipuiți următoarea scenă care este din ce în ce mai previzibilă și se întâmplă în Statele Unite ale Americii și prin alte părți. Un el macho, se duce la agățat într-un bar. Intră în bar, își ia un pahar, se uită,
o chește, o țintă, adică pe o ia, ia care este în niște pantaloni din aceea de latex transparenți, cu o bluză fără sutien, care etalează pieptul opulent și foarte puțin abordabilă, adică stă cumva acolo cu un pahar de vin, neabordabilă. El vine cu privirea în pământ, ca nu cumva să o ofenseze privind cu atenție la ea, sau în pahar, să apropie și nu știe cum să îi se adreseze. Dacă-i doamnă sau nu, dacă m-a sunat cineva și m-a salutat, mi-a spus bună dimineața, am spus că sunt în emisiune. Deci, nu știe dacă e doamnă sau nu, să-i spune ea, să-i spună el, să-i spună tu, dar oricum omul își încearcă norocul, se așează la bar cu paharul și se uită așa, o vede în oglindă. Pot să ofer ceva de băut? Nu să vă ofer, să ofer ceva de băut? La care ia cu paharul de mojito sau eu știu ce are acolo. Evident. Am putea să discutăm? Da. Nu considerat această discuție ca fiind una care să vă hărțuiască? Hărțuiască? Nu, 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 nu. Dar mai merge un pahar. Și discuția continuă în felul acesta, el uitându-se în oglinda de la bar, ea uitându-se la el și cântărindu-l așa din priviri, la al doilea, al treilea pahar, ea spune, nu crezi că ar fi bine să mergem de aici? La care el zice, da, cum să nu, dacă tu ești de acord, dacă consider că nu te-am ofensat, dacă consider că... Hai mă să mergem odată. Ajung acasă, la el, la ea, pe drum, ea înfierbântată, el înfierbântat, dar foarte demn, nu cumva să facă ceva, ajung în casă. Ea începe să se pregătească, el scoate de la buzunarul, de la piept, niște hârtii. Le pune pe masă și începe. Ia, nu vii, stai un pic, consider că te-am hărțuit? Nu, semnează aici. Vrei să faci, dorești să facem sex? Ia. Da, hai, da, te rog să semnezi aici. Ești de acord să sune avocatul ca să putem merge mai departe? Ia, te rog frumos, nu se poate, hai odată. Nu, 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 te rog să nu pot să sun avocatul. De ce nu poți să suni avocatul? Pentru că avocatul este amantul meu. Cam aici ne duce corectitudinea politică și lumea în care trăim. De aceea o să-l rog pe Bogdan să pună la finalul emisiunii tema emisiunii de astăzi. Oare ne-am tâmpit? Sau am scris greșit cu o linioară în plus acolo? Eu știu. Hai să fim sănătoși!